Muncitorii sezonieri români care pleacă peste granițe sunt esențiali pentru anumite industrii din țările gazdă și sunt esențiali pentru economia românească, bineînțeles, pentru că în regiunile subdezvoltate ale țării avem nevoie de oameni care să aibă venituri și dacă le obțin în Europa, sunt venituri care până la urmă le beneficiază lor și familiilor lor din țară. Ei trebuie să fie și protejați. Și această ordonanță de urgență a făcut exact acest lucru la momentul oportun, înainte de începerea sezonului agricol din acest an. Și este un lucru care s-a întâmplat după foarte, foarte mulți ani în care problemele lor au fost mai mult sau puțin băgate sub preș. Unde statul român și guvernul României reacționau numai în situații de urgență, unde câțiva miniștri se suiau în avioane să recupereze sau să-și facă poze cu oameni recuperați din ferme unde erau ținuți ostateci, practic. Din fericire, ne îndepărtăm de perioada în care PSD guverna și se ocupa, sau mai bine zis, nu se ocupa de această problemă, și am ajuns în situația în care, după un an care a scos în evidență situația muncitorilor sezonieri, am acumulat experiență, am avut interacțiuni la nivel guvernamental, dar și la nivel parlamentar. Am lucrat cu colegi parlamentari din state precum Germania sau Belgia și vom continua efortul acesta. Am luat informația respectivă. Pe de o parte, Ministerul Muncii a integrat toate aceste lucruri și avem ordonanța de urgență pe care ați putut să o studiați. Și sunt bucuros că am putut să îmbunătățim ordonanța de urgență cu o serie de amendamente care fac lucrurile și mai puternice în materie de protecție. În primul rând, faptul că, prin amendamentul pe care USR Plus l-a propus și a fost preluat de comisie, intermediarii nu pot să mai facă un joc de baba oarba cu tipul de contract pe care îl propun. Dacă ei propun un contract comercial, trebuie să specifice acest lucru, astfel încât îngrijitoarele care merg în Austria să nu mai plece acolo cu senzația că vor avea un contract de muncă, când de fapt li se va spune să facă un PFA ca să facă un contract comercial. Am clarificat prin amendamentele pe care le-am propus și care au fost adoptate de către comisie, tot ce e legat de asigurările medicale, de toate noțiunile care acoperă asigurările medicale sunt incluse acum în legislație și avem certitudinea că 100% dintre muncitorii sezonieri vor fi acoperiți cu asigurare medicală. Și nu în ultimul rând, am introdus obligativitatea ca intermediarul să prezinte din timp contractul celui care pleacă la muncă, astfel încât acesta să aibă timp să studieze câteva zile contractul înainte de a se angaja și de a pleca într-o aventură pentru unii foarte importantă pentru ei și pentru familiile lor. Esențial și protejați. Asta facem acum pentru muncitorii sezonieri și sper că vom continua prin a le oferi ceea ce își doresc cu toții, locuri de muncă bine plătite în România, astfel încât să nu mai fie silit să plece. Mulțumesc.